Avem nevoie de armată care să ne apere, cum avem nevoie de poliție, de pompieri. Da, da, avem. Numai să fie băieți așa, cum... Adică dacă se fac armată, se fac cum ți cuvine, nu da, cum acum. Da, 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 da. Așa cum avem nevoie de o poliție și pompieri competenți, sunteți de acord că avem nevoie și de o armată puternic dezvoltată? Noastră mă da, da, dăunească, da, sigur. Da, da. Dar referitor la NATO, ce părere? Părerea mea, în cazia că acum toți vor, toate republici care au fost în Soyuz, a fi cu NATO, ori vrea că să fie cu NATO, să fie complet scurușă, să fie o vorbă așa la mare. Noi cunoaștem că avem un dușman comun care a ocupat și la noi transmisia asta. Sunteți de acord cu asta? Am putea să trimitem o scrisoare din numele dumneavoastră în Rada Supremă a Ucrainei? Eu și putem, dar de ce nu știu? Credeți că avem nevoie de o armată puternică dezvoltată? Noi cu armata noastră nu putem face nimic înainte la ei ștanță. Aici știți? Da. O mână de oameni. Da. Și o palmă de loc. Da. Păi totuși astea sunt țări ca Elveția care ține ultră, dar totuși ne ține o armată puternică dezvoltată. Doriți să avem o armată bine dezvoltată sau nu? Pasă-ți și vă și... Suntem la curent că se duce acolo război, asta e Doamne ferește. Transmisia de multe ore. De multe ore. Din târcu. Dar e corect să fie alor sau tot pe hârtie formală? E corect să fie Moldovei, dar dacă moldovenii se poartă urât cu roșii și le scuipă în suflet. Da, e vina noastră ca moldoveni? Da, conducerea nu e noastră. Conducerea așa face că noi n-am avea și gaz mai ieftin și lumină. Știți și pensia mea? Da. Eu am 1500. Referitor la armata din Republica Moldova, ce părere aveți aici la noi? Așa cum avem poliție și pompieri competenți, ar trebui să avem nevoie să avem și o armată competentă? Da, pur și simplu suntem o țară mică. Armata e puțină, 6.000 și cât o spusie, asta e puțin. O faci și o faci. Nici cu unul, nici cu altul. Uh-huh. Străim așa cum am trăit până acum. Independent. Independent și cum era, prețurile nu se ridicau, chiar era leafa, mai, pensiile mai mici, dar era stabil tot în țară. Independent și, și neutru. Și neutru. Și străim ei nu numai cu Occidentul, dar cu toți împrejur străim. Vine și cu Rusie, da. Și cu Europa.